Solo dos 9 horas vou voar, da Cum să faceți un prank prietenilor voștri? Adică, gen, puteți schimba orice pe YouTube, pe Google, pe tot internetul puteți. Dar asta numai pe pagina în care sunteți. Asta e doar așa un prank pentru că chiar nu se schimbă nimic. Uite, de exemplu, numărul de abonați. Îi dați așa cu click stânga, îl faceți, îl bastu ca butonul de like pe care trebuie să-l apăsați la videoclip. Îi dați un click dreapta și dați pe inspectează. Sau comenzile voastre. Apoi, o să arate aici numărul de abonați. Apăsați dublu click, space și scrieți voi acolo, să zicem, cât mă? Hai 85. Hai că nu mă dau eu așa. De abonați. Bun. Opa. Așa. Dau enter. Apăs pe x-ulețul ăsta și după cum vedeți aici, chestia asta mi-arată 85 de abonați. Dar chestia asta nu rămâne așa, rămâne doar pe pagina, pentru că dacă îi dăm refresh, după cum vedeți, arată 42 de abonați, așa că inspectează. Este doar o chestie din asta pentru, știți, dacă vreți să voi vedeți. Păi și așa puteți faceți orice chestii de pe internet și puteți face ce vreți, puteți dați prank tuturor oamenilor. Păi și dacă v-ați fost cu acest episod, nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și să vă abonați dacă vreți să mai vedeți videoclipuri. Puteți să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificările și să fiți la curent cu tot ce postez. Hai, v-am lăsat, pa, pa!